Bună ziua tuturor! Da, România nu va interzice unilateral importurile de produse agroalimentare din Ucraina, așa cum a făcut alte state din regiune, precum Polonia, Ungaria. Însă România va aștepta o decizie comună în acest sens a Comisiei Europene, a declarat ministrul agriculturii Petre Daia după întâlnirea cu omologul său ucrainean, și a mai declarat ministrul agriculturii că reprezentanții Comisiei Europene au propus compensații financiare pentru fermierii din regiune de 100 de milioane de euro și de asemenea au mai propus reprezentanții Comisiei Europene să reintroducă o interzicere pentru importurile de produse agroalimentare din Ucraina. E vorba de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui până pe data de 5 iunie. Însă miniștrii din regiune au cerut Comisiei Europene să suplimenteze această listă cu produse agroalimentare din Ucraina care să fie interzise la import. Și a mai spus ministrul Petre Daia că deja România a început să sigileze și să monitorizeze mai bine importurile de cereale din Ucraina care tranzitează țara noastră. Așadar, acestea au fost pe scurt concluziile discuției de astăzi dintre ministrul agriculturii Petre Daia și omologul lui ucrainean. În condițiile în care România a rămas singura poartă de intrare pentru import, mă aștept și ne așteptăm ca să apară în România, din dorința de a prelua produsele din Ucraina, o cantitate mai mare ca până acum. Deci o situație mai dificilă pentru țară în condițiile în care ceilalți și-au închis granița. În privința importului am luat următoarele măsuri pe care le-am comunicat, iar Nicola le-a apreciat ca fiind normale, corecte, în consonanță, atenție, cu legislația europeană și nu altfel, și anume să prelevăm probe în vamă. Noi foarte bine înțelegem că aceste hotărâri trebuie să fie confortabile pentru fermierii români și pentru toată societatea română. Săptămâna viitoare, săptămâna apropiată, noi așteptăm hotărârea Comisiei Europene.